mă scuzați pentru intro. Știu că uneori sunt cringe în videoclipuri și uitați că iar ești venit. Yay, da. Stau cu Hana acum în casă. Yay, yay, yay. Ok, da, bine. Stați că mi se scrie că freza. Ok, gata. Stați să la viar, astăzi o să... Nu știu dacă știați unii dintre voi, dar nu știu voi dacă știați gen, dacă mie efectiv îmi place să aleg dintre spray-ul ăsta sau spray-ul ăsta, l-aș alege pe ăsta sau oricare alegere. Astăzi o să fie de pe telefon. Da, de pe telefon. Așa, am o aplicație care se numește Wishbone. Și este incredibilă, gen mi-am făcut și cont, mi-am pus două, să voteze două sondaje. Scuzați. Așa. Și mi-am luat altă aplicație pentru a filma, pentru că mai știți că cealaltă, gen dacă eu dădeam așa, 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 ea, gen, debia era la asta și după aia făcea la asta, știți? Și merge mult mai repede, fix ce fac eu, facem. Acum, ok, imediat o să mă înregistrez. Ok, acum am început. Haideți, o să încep de la... Am votat la câteva. Haideți să vedem care casă o să o alegem noi. Stai să vă las pe voi. Eu aș alege pe prima. Aș alege-o pe prima, scuzați-mă. Știu că am greșit prima dată, cum am zis. Pronunția mea a fost greșită. Dar mi-a făcut unghiile, mama mi le-a făcut. Sunt incredibile. O să votăm pe prima. Și cel mai mult, 68%, după cum se observă, s-a votat casa a doua. Și 32% a votat. Do you like a cat or dog more? Îmi place mai mult pisă. Pisica asta. 22%. Long nails or short nails? Păi, nu știu cum să zic. Mie acum, că încă sunt copil, gen mie îmi place să am unghii lungi. Mi-ar plăcea să am unghii lungi, dar mie nu mi-ar fi confortabil, deoarece ar trebui să scriu și să folosesc telefonul și cred că ar fi mai greu. Da, o să aleg unghii mai scurte și arată și foarte bine modelul acela. Care roche pentru Valentine's Day. Pe ăla nici nu o să fac eu Valentine's Day, o să aleg pe prima. Mamă, ce zici, nu l-a zis. Ok. Care să aleg? Păi aș alege când sunt copii. Când sunt fete. Bără ce mă Așa zic eu, că scriu urât. Dar părinții zic că scriu frumos. O să zic prima variantă. Vampire Diaries. Nu sunt sigur dacă acum pronunța e corect, dar... Cred că asta este din Harry Potter, așa mi se pare mie și nu o să aleg. Alege slime-ul. Păi îl aleg pe 2, pentru că gen mie nu-mi place deloc să... Am atâtea biluțe și așa ceva. Sclipiciul. Eu cred că aleg unul. Arată mai satisfăcător, să zic așa. LED lights or fairy. După cum știți, eu am LED-uri în cameră. Da, am LED-uri în cameră. Și mie mi se par mai faine LED-urile. Holiday. Nu știu ce să zic, gen, eu aici, la a doua, am, stați, încă se mai filmează, sigur, TV. Da, eu la a doua, gen, tot aș avea piscină și vilă
Și la prima aș avea piscină, tobogane, ectâși și mai multe chestii. Și aș avea și vilă unde să stau, că gen arată aici spate, după cum se observă. Așa, aleg unul, 64% sau 64%. Băi, de vis, eu când eram mai mică, pe la, când eram la școală, mereu îmi luam, cum se zice, geleuri de alea cu, cum se zice, cu zahăr acru, sau de lămâie, nu mai știu exact, dar cum, dacă se zice sare cu lămâie sau zahăr cu lămâie, nu mai știu exact, ăstea. Mă doi, pentru că pot să-l mănânc, ce? Băi, nu știu, mie nu prea-mi plac mașinile, nu sunt sigură, deci nu o să aleg acum. Deci model. Băi, unu, dar mi se pare că e fix aceeași. Doar că gen în a doua poză a pus-o cu mâna așa și a dat mai mult zoom. Primul. Nu știu cine sunt ăștia și o să aleg doi. Mă, sens o red. Bine cât arată cute al doilea, adică cu roșu, deci... Crop top or shirt. Păi mie mi se pare că tricoul alb al fetei, este fix crop top. Pentru că gen... Uite, atâta mărime am și eu la crop top ăsta, gen... Și am și crop top-uri care sunt gen așa, ca al prim... ca prima fată. Mă scuzați pentru sunete, dar o să aleg unul. Păi o să aleg câinele alb. Că se văd și ochii, se văd și ochii. Cum ar arăta mai bine? Păi mie mi se pare ambele, dar ar zice doi mai mult. Nu știu aici. Cred că o să aleg unul, nu prea am voce. O să mai fac eu cover-uri. La piese, dar cele populare. Deci pe Instagram scrieți-mi piesele pe care voi le adorați și care sunt foarte populare. Ce să aleg? Unu sau doi? Doi. Premier. Mi se pare că este fix același băiat, doar că în prima poză s-a vopsit și în a doua s-a decolorat. Da, mi se pare că e aceeași persoană. O să aleg părul negru. Nu știu exact ce înseamnă premier. Înseamnă premieră, dar nu sunt sigură ce. Adică trebuia să pun untold sau... sau altceva. Sau, de exemplu, Crăciunul live. Gen cineva, de exemplu... Nu, concertul live. Ce rochie? Unu. Deci, odată că aleg, prima dată alesem Starbucks or Krispy Kreme. N-am gustat niciodată ceva de la Starbucks, nici de la Krispy Kreme, dar. O să aleg Starbucks. Nu o să aleg nimic aici. Lazy Cat or Atletic. Deci prima pisică seamănă perfect cu mine. Prima. Nu-mi place. Nu dau cu hate la Chaka Life, dar nu prea nu m-am jucat niciodată acest joc. Mi-a dat odată de două ori în gând sau de mai multe ori în gând să mă joc, dar nu. Soft or emo? Păi... emo, zice, că nu prea... Which outfit? Al doilea, că mi se pare... ok. Winter or summer? Bă, alese limbeșa lui Winter. Deci, cine a făcut asta cu Winter or summer? Să știți că este 7, că eu am ales summer. Doar că am greșit pe... din greșeală, am greșit. Oricum. Kawaii or indie? Indie?
Stranger Things or Friends. Nu m-am uitat la niciun film, nici la Stranger Things, nici la Friends. Dar cred că o să aleg Friends. M-am uitat așa ca și cum ca rezumat, știți? Adică ce mi-a arătat prima dată. Pau Patrol or Dora? Dora, cu ea a copilărit cel mai mult. TikTok sau Instagram? Instagram. Snorkeling. Cred că snorkeling, nu am învățat încă asta. Este notul. Nu, că e swim. Sau așa ceva. Sau să nu știu. A doua variantă. Nu-mi plac animeurile, dar nu le dau cu hate. Nu dau cu hate persoanelor care le plac. Gen, chiar nu le dau. Slime or squishy? Păi squishy, pentru că gen slime-ul face cea mai... Nu mai dorm de seară. Which flowers? Mie îmi plac ceva, de exemplu, am aici ăsta. E colorat, deci la dor, efectiv, îmi place Wish D'Amelio. O aleg pe Charlie pentru că este idolul meu. Da, la asta este cu Harry Potter și nu dau hate. Nu dau hate la nimic, dar nu-mi place. Brothers or sisters? Sisters. Beach side house of cliff side house. Păi o să aleg prima variantă. Mi se pare mult mai tare și fantastică. Așa, nu știu, pretier. O să aleg prima variantă. Băi. Giraffe or bunny? Să vedem, mie-mi plac ambele modele, dar o să aleg prima. Prima pentru că nu este gen foarte ascuțită, să zic așa. O să aleg outfit-ul 2. Purple era o rainbow. Purple rainbow. Charlie. Pink. Doamne, ce ciudată-i doamna aia. Doamna asta cu rochia. Doamne, mai femeie decât doamna două. Ok, oricum. Cam aici a fost clipul, eu am fost la vivo, vă pup și vă iubesc. Și să nu uitați că am și o pagină de Instagram, TikTok, toate chestiile astea sunt în descriere. Oricum, nu știu ce fac cu figura asta și dacă vreți ca atunci următoarea dată când o să facă mama unghiile să filmez, să scrieți la Insta-ul meu în comentarii și ne vedem. Pa! Oricum, mă scuzați că postez atât de rar, dar de ceva timp nu găsesc absolut nicio aplicație în care să pot să-mi trimit videoclipurile. De exemplu, ce înregistrare eu acum va trebui să-mi trimit pe telefonul acesta cu care filmez eu acum. Sau invers, înainte făceam invers, dar am zis să editez așa. Și dacă eu să-mi descarc aplicația aia să fie mojul de la iOS, că pe ce filmez eu și pe ce mă editez și pe ce postez, la fel este editat și pe Android. Pe Android este editat, filmat și bla 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 și trimis și postat. Dar, pa!